Adică, asta e diferența. Treaba asta a funcționat. Eu eram stăteam la Rina, acolo la ieșirea din București și mă grăbeam acasă că aveam o urgență. Nu poți să meargă decât la toaleta lui. Aveam o urgență medicală, lăsasem pe cineva la pat și vai. Cum eram și veneam de la dulap în cazul ăla, că el avea într-un dulap. De ce ești rău, Răzane? Da, și mă întorceam de la o filmare pe modeluță, știi că dacă nu vii eu mă îmbrac și plec. Și nu vreau să ratez plecarea. Mie îmi plac plecările. Și veneam... Știți că el dormea într-un dulap, în sensul care avea o șmecherie de pat făcut undeva... Pe un dulap, da. Spuneam, măsurat, astfel încât atunci el când se ridică în picioare să nu dea capul în tavan. Și probabil urgența era mai înaltă. Și nu se putea... Revenind și... Să extragă cu isul de acolo. Având această urgență medicală și pe vremea aia inima bătându-mi mai tare, budibum, budibum, budibum. Acum nimic, nu mă mai mișcă, nici... Ia uite cum mă camuflez eu. Bă, stai mă, bă, simțeam ce simți la 25 de ani. Mi se uscase gura. Wow. Mi s-au răcit picioarele, mi s-a dus sângele. Dani, când avea puls. Când avea Dani puls, da, bravo. Acum nu mai-mi pasă, poate să fie un harem. Ia materialul și aruncă-l pe geam. Și aveam o mașină tot mare pe atunci. Așa. Și eram la semafor. Da. Mă încadrasem bine, am aflat data trecută, doar erau trei benzi, una făcea la stânga și astea două mergeau înainte, știe toată lumea intersecția. Și, cum să vă zic, eu deja vedeam blocul, scria Ring Grand Hotel, atunci simțeam bloc. Era o cruce din aia ca la farmacie. Care... Da. Practic e acel moment când, știi, sunt pastilele alea de te potențează. Ochii văd, inima cere. Zice să le iei cu câteva minute înainte. Mă, puțin, că avem și noi vocabulare. Deci ăla, dacă eram un bătrân octogenar, acolo luam pastila. Adică deja eram la o lungime de o privire de... Bap. Armai. Mă, mi se umflaseră venele aici. N-am luat pastila, că aveam 25 de ani. Acum o iau la 37 și iau jumate. Acum e cât să nu faci pe pantof. Da. Și eram acolo concentrat. S-a pus zărdea, am apăsat accelerația și pe sub mine, practic, o mașină mare, a trecut o mașină mică. S-a auzit. Uai. E, am tras pe dreapta și fiind proaspăt mutat la București, în loc să-i dau un pumn în gură, că eram încă pe status Reșița Timișoara, m-am dat jos și am vrut să-mi cer scuze, că mașina lui arăta odios și a mea n-avea nimic. Și ăla a venit către mine așa, față de loc local și a zis: "Boss, mi-ai lovit-o, plătești!" Și eu, s-a produs ceva în mine care din cauza la hormonii din mine, extorsiunea unui degajament, care aveam serotonina la niște praguri inimaginabile și dopamina. Și deci era hormonii plăcerii, uite așa dansau în mine, era o... Era... Bă, și... Dintr-o dată, ori de la Viagra, ori de la ceva, am intrat pe filmul lui. Păi n-ai zis, mă, că n-ai luat? Păi n-am luat, dar mental am luat, că la 25 de ani nu trebuie să iei ca să... Și uite, ai ajuns acum de vorba lui Oprișan, Costă și Privitul. Am intrat pe filmul lui și omul în 10 cuvinte m-a făcut să cred că e cam și vina mea. Da, că așa e. Dar nu făcusem nimic, deci chiar am și semnalizat. Adică el se uita la semnalizatorul meu care făcea așa spre dreapta încă și îmi zicea: "Vezi? Nici n-ai semnalizat." Și eu prost, pentru că uneori, uite... Îți ia mințile. Da. Și când te ia târâși, camioneta târâș, da. Băi, și mă uitam te în ochii lui. Te pare că aur în locuri și mă gândeam, aur. Stăm să vină și poliția, nu era cu amiabil atunci. Stăm să vină și poliția sau o rezolv aici. M-am dus, aveam mașină, banii aia pregătiți pentru zile negre. I-am dat 100 de euro, frate. Te-a costat ceva? I-am dat 100 de euro. De urgență de 100 de euro, nebunule. I-am dat 100 de euro numai să nu stăm după poliție, să așa, și am cerut și scuze omului. Eu nu știam să citesc pe atunci privirile oamenilor, dar acum îmi dau seama, era privirea lui de: "Ia uite prostul." Mi-a dat 100 de euro. Pleacă. Aveam un material foarte interesant. Îl băgăm și pe ăla. Nu-l mă duc să-i acasă de 100 de euro. Nu vreți să știți ce a făcut.
Ce de aici? Cred că a spălat și vasele, cred că. De-abia de aici devine interesant. Păcat că trebuie să luăm publicitate. Hai să spun, am dat ușa în perete. Ce să dai ușa în perete? Dacă te dai ușa în perete, te mutai două etaje mai jos. Hai de tată. Ai împins-o așa? La garsonieră... Că nici nu puteai să dai ușa în perete, că bănuiesc că dai ușa în perete cu piciorul, dar nu dai ușa în perete, că da. Nu puteai să dai cu piciorul, că aveai picioarele rici. Da. Că nu mai aveai circulație periferică. Asta înseamnă să fii un tip hotărât la București. Dacă știi ce să spui, ce să ceri, altfel rămâi și cu 100 de euro luată. Mamă, și cum a dat el ușa în perete și a văzut că nici nu mai e urgența? Era, dar era gata, îmbrăcat. Și așa și cu banii luați. Da. Hai să luăm pauză sau vedem materialul? Ce material? Că s-a dus... Asta este emisiune despre cât suntem noi de proști, mi se pare. Da. Este un fel de stand-down comedy. Hai să danseze Flavia, că mi s-au răcit iar...